Mai multe percheziții au avut loc ieri în Valea Jiului. Oamenii legii au destructurat o grupare suspectă de fraudă informatică și o grupare specializată în furturi din sălile de jocuri. S-a vizat identificarea celor persoane care au înșelat prin intermediul calculatorului mai multe persoane din România, postând tot felul de anunțuri înșelătoare cu privire la mutarea de bunuri și obiecte și pentru care solicitau avansuri. Avansuri ce erau onorate de unele persoane naive și care, bineînțeles, în cele din urmă, acele bunuri nu mai erau vândute. Prejudiciul se ridică la suma de 20.000 de lei, iar în opinia șefului BCCO Alba, în urma cercetărilor, acestea ar putea crește. Și polițiștii din Sibiu au descins în vale. Potrivit anchetatorilor, în vulcan au fost efectuate 3 percheziții, fiind vizate persoane care au comis furturi pe raza județului Sibiu. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au efectuat 5 percheziții simultane la locuințele mai multor suspecți. Bărbații erau cercetați pentru fapte comise în municipiul Sibiu, fapte ce au constat în activități de furt din aparate electronice din sălile de jocuri. În aceste momente, 5 persoane sunt audiate de polițiști, urmând a fi dispuse măsuri legale în funcție de rezultatele anchetei. Persoanele duse la audieri își vor afla pedepsele după finalizarea cercetărilor.